Bună, oameni frumoși! Am vrut să vă arăt ce ne-am cumpărat, pentru că, dragii mei, știți destul de bine că suntem în construcții, bucătăria este scoasă, soba, tot. Soba pe lemne, oricum o să rămână. Deci focul cu lemne nu se compară cu nimic altceva. Chiar dacă băgăm căldură în toată casa, calorifere, chiar dacă băgăm, avem pe curent, ne-am luat pe curent, avem cuptor pe curent, în bucătăria cealaltă, doar sus, partea de aragaz, e pe gaz. Gazul cam afumă oalele aici în Ungaria, nu știu acum dacă peste tot e așa. O să gătim și acolo, dar o să-mi aleg două oale în care o să fac tot timpul, ca să nu le frec tot timpul, să frec pe ele. În rest, o să gătim mult la, mai ales pe timp de vară, dacă nu avem gaz. De exemplu, acum am rămas fără gaz la butelie. Mă scuzați. Și acum am comandat acest cuptor 2 în 1. Ia, uitați-vă aici, are două din astea de gătit, e nemțesc, e parcă nemțească. Sper din suflet ca să fie tot ok. Am primit, are și cuptor, ia uitați-vă aici. Este destul de mare, are capacitate foarte mare, de 60 de litri mi se pare, cuptorul. Este foarte fain. În cuptor electric se reglează temperatura, la cuptor se reglează temperatura la aragaz, la ochiuri. Vedeți cum este, mi se pare foarte tare. Ce am primit aici? Am primit lângă această ustensilă de luat grătarul din cuptor, am primit tavă la el și am primit mănușe. Am primit mănușe, dragilor. O să încerc să vă scot din tavă, dacă o să pot. Nu vreau să dau pe jos, ia vedeți aici, aici este tava, grătarul și mănușa. Plus acest instrument de luat grătarul afară din cuptor ca să nu te arzi, sau tava, de luat afară tava din cuptor și grătarul, că vreți să scoți afară dacă este fierbinte, sau tava, doar tava. Aici am toate acele ustensile. Avem aici și alte, o să vă arăt imediat ce mai avem aici. Mie mi se pare că o merita toți banii. Nu vreau să scap soțul, a fost chiar la mijlocul ăsta, n-am loc deloc pe masă. Aici este grătarul odată, da? Abia aștept să-l încerc să-l folosesc, este prima dată când o să-l folosim. Mănușa, aici este mănușa, da? Mănușa care arată foarte bine, foarte grosă. Mai am aici ceva pentru grill, deci pui de prăjit, wow! Deci chiar am tot ce trebuie. Ia așa, de prăjit puiul. Aici avem ceva de prăjit puiul. Oh, super fain. Foarte, foarte, foarte tare. Ia uitați aici. Tot ce trebuie la un cuptor avem. Am primit cartea de la el. Avem cartea, avem tot ce trebuie. O să le pun înapoi pentru că deocamdată nu o să folosesc cuptorul. Dar wow, am primit absolut tot ce trebuie. Tot ce trebuie, și mănușe de făcut pui, reglat, la rotisor, la cuptor. Foarte, foarte interesant. Mi se pare ceva wow. Pe timp de vară, când ai chef să faci foc, pe căldura aia sau așa, de exemplu, noi acum nu avem gaz, nu o să pun toate oalele pe aragaz, pentru că v-am zis, gazul din Ungaria cam afumă, asta este. Rapid ai gătit pe, nu folosești lemne, nu strici lemne pe timp de vară, ai folosit acest cuptor rapid și foarte curat. Iar acum, pe în perioada când lucrăm la casă, până băgăm soba înapoi, sunt sigură că o să ne fie foarte, foarte de folos. Așa că scrieți-mi, dragilor, dacă aveți acest cuptor sau dacă este ok, că l-am cumpărat acest cuptor, are 2000 de W, mi se pare. Cred că o să gătească foarte bine, are mai multe trepte de reglare a temperaturii și așa mai departe. Și la cuptor și la ochi, așa că să vedem, are un ochi mare și un ochi mic. Mi se pare foarte, foarte tare. Deci, poți să pui două oale, ceva super. Lăsați-mi în comentarii, dragilor, de unde mă urmăriți. Lăsați-mi în comentarii tot ce, idei, sugestii, tot ce vreți, să-mi spuneți dacă aveți și voi acest cuptor și dacă este ok. Eu o să-l folosesc prima dată. Pentru prima dată îl folosesc, sper că o să fie tot ok, ca să nu trebuie să-l trimit înapoi. A fost ceva, o costa ceva, într-adevăr. Mi se pare că 109 euro am dat eu pe el, l-am găsit la acțion. Au avut un pic de rabat.
pe tot ce vedeți aici, dar se merită. Așa că, dragilor, șoptul pe afară, taie lemne, sper că se aude. Nu uitați, cum vă spun de fiecare dată, apăsați butonul de abonare. O distribuire și un like, că sunt gratuite, dar pe noi ne ajutați foarte mult. Mănușa mi se pare fantastică, e foarte, foarte... Asta și să știți că la noi numai mănușa costă undeva la 10 euro, e mănușa din asta, aici la noi. Nu știu cum este la voi mănușa, dar la noi sunt scumpe. Iar toate aceste ustensile care le-am primit pentru cuptor mi se pare ceva de vis. Așa că, Doamne ajută, să vedem cum și funcționează. O să vedem imediat cum funcționează. Așa că o să vă țin la curent. Când fac prima supă, o să vă fac și un mic video. Doamne ajută, nu uitați să apăsați butonul de abonare pentru a ne putea urmări pe mai departe. O zi minunată vă doresc!